au apărut primele urmări ale scandalului iscat la Direcția de Asistență Socială Prahova zilele trecute, când o femeie a fost surprinsă urcând scările pe brânci, iar un bătrân a venit cu piciorul amputat direct de pe patul de spital la Comisia pentru Reevaluarea Gradului de Handicap. Președintele Consiliului Județean Prahova a mers astăzi să le comunice anumite măsuri angajaților instituției. Acesta susține că o săptămână întreagă va veni pentru a vedea exact care este situația acolo. Voi începe programul o săptămână la 7:30 aici, ca să văd exact în fiecare zi ce se întâmplă, ce este real, ce este imaginar, ce este ipotetic și ce este accidental în toată această acțiune legată de revizuirea gradului de invaliditate sau de dizabilitate. Aceasta nu este singura măsură care a fost luată. Azi de dimineață împreună cu comisia, pentru că comisia este suverană peste mine în ceea ce scrie pentru pacient, am adăugat următorul text pentru toată lumea, care este revizuibilă, că despre asta vorbim. În situația în care persoana nu este deplasabilă data analizării cazului în comisie, aceasta poate fi reprezentată de către o terță persoană care va prezenta un înscris prin care certifică imposibilitatea deplasării acesteia, adică adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de spital dacă este spitalizat. Vom încerca să punem în practică măsurile lăsate de către Inspecția Socială, să organizăm poate mai eficient decât până acum programarea persoanelor, dar aici avem și nevoie de ajutorul dumnealor ca într-adevăr să respecte termenul dat pentru programare. Iar în ceea ce privește analiza cazurilor în comisie, se vor completa și zilele de vineri cu comisii, deși acestea erau utilizate în mod frecvent, această procedură, de către comisie. De două ori pe lună comisia oricum funcționa și zilele de în ziua de vineri. Problema spațiului va fi și ea rezolvată. În momentul de față, de o lună, că nu, problema nu e de astăzi, am pornit acțiunea de întocmirea documentației de reparație capitală a imobilului de pe strada Ana Ipătescu, unde nu mai există revendicarea, deci procesul a fost câștigat de către administrație în urmă cu o lună. Și se va repara acel imobil care va fi sediu pe bulevard, în liniște, va fi sediu pentru Comisia de Cercetare a Activității Persoanelor cu Handicap. În Prahova sunt 36.000 de persoane cu handicap, dintre care 11.000 trebuie să vină anual la reevaluare.